David, cel despre care vreau să vă spun ceva, spunea un cuvânt care s-a și cântat în această seară, Psalmul 18, versetul 46, Trăiască Domnul și binecuvântată să fie stânca mea, mărit să fie Dumnezeul mântuirii mele, amin. Asta de laudă pentru Domnul și binecuvântare pentru dumneavoastră, din același David, 10 psalm mai târziu, 28, versetul 9, Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Fii păstorul și sprijitorul lor în veci. Amin. Așa să se îndure Domnul de noi toți. Vreau să vă spun ceva despre rugăciunile lui David. Ce putem învăța din acestea? David este omul cel mai pe larg descris în Scripturi. Este numele pomenit cel mai frecvent. Dar dincolo din ceea ce putem învăța, din cele scrise în 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Împărați, 1 Cronici, în mod deosebit ca și referință istorică și nu numai, despre David se pot învăța foarte multe în a-l cunoaște, din cei aproape jumătate din psalmi care aparțin. Și acum este o seară de rugăciune. Și aș vrea din multe lucruri care se pot spune, să vă spun doar câteva așa, cu puține referințe. Cei interesați poate le-au și studiat, alții vor continua să le studieze. Încrederea pe care o avea David în Domnul când se ruga. Să vă citesc, începând cu Psalmul 3, unde scrie așa. De la versetul 3. Dar Tu, Doamne, Tu ești scutul meu, Tu ești slava mea, Tu mi-ai înalți capul. Eu stric cu glasul meu către Domnul și îl răspund în muntele cel sfânt. Mă culc, adorm și mă deștept iarăși, căci Domnul este sprijinul meu. Nu mă tem de zecile de mii de popoare care mă împresoară de toate părți. Și știți în ce împrejurări a trăit David. Nu-i vorba numai de socrul lui, de popoarele dușmane din jur, mai târziu de răscoala lui Absalom, el avea o încredere de neclintit în Dumnezeu. Să vă citesc tot din spusele lui, Psalmul 56, Psalmul 57, zice în 56:3, ori de câte ori mă tem, și ocazia au fost mult, imaginați-vă să fii în peșteră cu 600 de oameni și împrejurul peșterii, a arestat gata cu 3000 de oameni. Aici scrie când l-au prins filistenii la Gat. Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în Tine. Mă încred în Dumnezeu și nu mă tem de nimic. Ce pot să-mi facă niște oameni? 57 cu versetul 2. Eu strig către Dumnezeu cel prea înalt, către Dumnezeu care lucrează pentru mine. El își va trimite izbăvitorul din cer. Să ne dea Domnul har să ne încredem și noi în El. Nu ușor. Spunea o soră care era într-o căruță că s-au speriat cai și au fugit și căruța toată s-a fărâmat. Și a întrebat-o cineva, te-ai încrezut că te scapă, Domnul? O zis, până au rămas cele patru roți, m-am încrezut, dar când a rămas mă cu cele două din față, nu m-am mai încrezut. Aș putea spune că la David era căruța întoarsă. N-avea nicio șansă omenește vorbind. Dar scrie el și în Psalmul 27 de la versetul 1, Domnul este lumina și mântuirea mea, de cine să mă tem? Domnul este sprijitorul vieții mele, de cine să-mi fie frică? Și când ne gândim cine-i Dumnezeul nostru, că e tot puternic, așa e că așa ar trebui să fie. Scrie Biblia de Daniel, Daniel 6, de cei trei, Daniel 3, i-a scăpat Dumnezeu și e o singură motivație acolo. S-au încrezut în El. Și când evrei într-un postie nu s-au încrezut în Dumnezeu, a fost foarte deranjat Dumnezeu. Mi-amintesc de un cuvânt profetic pentru vremurile noastre, cele care vin. Spunea Dumnezeu, nu mai rețin exact cuvintele, e deranjat la fel de neîncrederea noastră în El.
Apocalipsa va veni la vremea ei și în felul ei. Dar Dumnezeul nostru în vremea Apocalipsei îți va așeza împărăția. Când va fi puterea satanei și a tuturor ghetanților să-i înculme, atunci Hristos va arăta care toată puterea în cer și pe pământ, slăvit să-i fie numele. Să dovedim asta rugăciunile noastre. Încă un adevăr care rezultă din rugăciunile lui David. S-a silit să ducă o viață sfântă, să fie într-o stare de neprihănire. Scrie în Psalmul 15 și asta, ideile astea rezultă din mult psalm, nu-i cazul să-i citim. 15:1, Doamne, cine va locui în cortul Tău? Spune David, Doamne, Tu mă ascunzi în cortul Tău, pe o stâncă stocrozit, dar cine? Cel ce umblă în neprihănire, face voia Dumnezeu, spune adevărul din inimă, știți psalmul, da? Și cine e cel ce face așa? Spune că David a vrut să fie așa, nu? Psalmul 17. Doamne, ascultă în pricina nevinovată. Ia minte la strigătele mele, pleacă urechea rugăciunea mea făcută cu buze neprefăcute. Să se arate dreptatea mea înaintea ta și să privească ochii tăi neprihănirea mea. Dacă îmi vei cerca inima, dacă o vei cerceta noaptea, dacă îmi vei cerca, nu vei găsi nimic, că ce mi iese din gură, aceea și gândesc. Da. A greșit David, dar s-a pocăit exemplar. Spune în Psalmul 34 că Dumnezeu poate să asculte și pe unii care nu neapărat sunt neprihăniți, dar sunt nenorociți. Dar în primul rând vorba orbului vindecat de Domnul. Dumnezeu ascultă pe cei ce îl ascultă. Și vreau să observați o relație dintre încrederea lui David în Dumnezeu și viața lui neprihănită. Credeți că poate avea încredere în Dumnezeu cine se știe vinovat? Nu. Tu singur îți distrugi încrederea în El. Să vă amintesc un caz din Biblie, fără să mai citesc. Frații lui Iosif au făcut ce au vrut. L-au vândut, au mascat tot. Și nu i-a găsit nimeni după 10 ani ca pe fratele nostru, au trecut 20. Ajungând în închisoare în Egipt și foamete totodată, nu i-a închetat nimeni fără procuror. Dar avea un procuror intern și zice Ruben, nu v-am spus eu să nu-i faceți rău la băiat? Când? În urmă cu 20 de ani. De ce ne-au spus? Noi ne încredem în Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov. N-au putut să aibă încredere în Dumnezeu. Scrie Biblia în a doua cronici, capitolul 16, versetul 9, că Dumnezeu își îndreaptă privirea spre tot pământul să sprijinească pe aceia căror inimă este întreagă a Lui. Că noi putem să ne forțăm, să spunem, credem. N-au forțat evreii nota cu cei doi fii al lui Eli pe front? S-a zguduit pământul, fapt dovedit fizic de un volum, o sonorizare foarte puternică. Dar la ce a ajutat asta? Zice în profetul Isaia că Dumnezeu va coborî în locuința morților frumusețea Sionului cu toată mulțimea lui gălăjioasă și veselă. N-a ajutat asta. David s-a silit să fie plăcut Domnului. Și în condiția aceasta, cum spune unul în capitolul 3, dacă nu ne osândește inima, avem îndrăzneală la Dumnezeu. Să ne dea Domnul har și pricepere să trăim frumos. Ca atunci când strigăm către Domnul, El să răspundă, iată-mă. Scrie Isaia 58 că și posteau evreii și ziceau, dar de ce nu li se aude strigătul sus? Și zice, cercetați-vă viața. O zice, fă așa, așa, adică poartă de frumos și când vei zice, va spune Dumnezeu, iată-mă. Ce frumos scrie în Psalmul 20, să te asculte Domnul în ziua necazului. Să te ocrotească, să te izbăvească, să-ți dea ce-ți dorește inima. Dar până atunci, trăiești frumos cu Dumnezeul tău. Vorba profetului Mica, 6:8, acolo, întrebare, ți s-a arătat, omule, ce este bine? Auzi, fă dreptate.
milă și umblă smerit cu Dumnezeul tău. Și când o să-L strigi, va fi cum scrie în Deuteronom 4, cine are un Dumnezeu așa de aproape, ori de câte ori îl chemăm, mărit să fie numele Lui. Rețineți aceste două aspecte legate între ele. Încrederea în Dumnezeu este inseparabilă de viața trăită cu Dumnezeu. Un al treilea aspect, care reiese în nenumărate situații în viața lui David, că nu le știm noi pe toate, nu scrise toate. Stăruința lui în rugăciune. Hai să spicuim doar câțiva așa dintre psalmi. Să știți că lui David îi aparțin jumătate din psalm, nu că a făcut numai atâtea rugăciuni, ci că a făcut multe. Scrie în psalmul 13, până când, Doamne, mă vei uita neîncetat? Până când îți vei ascunde fața de mine? Până când voi avea sufletul plin de griji și inima plină de necazuri în fiecare zi? Până când? Ce înseamnă asta? Că a trecut timp. Și spune Domnul într-o pildă, Luca 18, 1 la 8, că Dumnezeu zăbovește chiar față de cei ce strigă zi și noapte. Dar în final răspunde? Da. E o luptă în văzduh. Sunt motive pe care nu le cunoaște. Să nu ne oprim și să strigăm că-și Dumnezeul nostru la stăruință răspunde. Să nu mă puneți să vă explic de ce neapărat trebuie să stăruim, că nu știu. Și lângă oamenii care le știu pe toate, să nu stați mult, să-i lăsați pe alții. Dar una știu. Spune și despre Ilie. S-a rugat cu stăruință. L-a ascultat Dumnezeu? Da, Dumnezeu face minuni în asemenea situații. Hai să mai luăm un alt psalm care dovedește din plin strigătul lui David. Zice aici în psalmul 18, în titlu, dar titlurile din psalm sunt în original, nu spuse de traducător. Către mai marele cântăreți, un psalm al lui David, robul Domnului, l-a spus Domnului cuvintele cântării acesteia când l-a scăpat Domnul din mâna tuturor vrăjmașilor săi și din mâna lui Saul. Dar cine știe câți ani a durat asta? Că n-au fost puțini. Dar el nu s-a lăsat până n-a primit de la Dumnezeu o rezolvare deplină. Hai să mai citesc doar din psalmul 10. Pentru ce stai așa departe, Doamne? Nu scrie că e a lui David, dar este în același ton cu alt psalm. Pentru ce te ascunzi? Vezi tu 13. Pentru ce să colească ce rău pe Dumnezeu? Pentru ce zic în inima lui că tu nu pedepsești? Dar tu vezi că și tu privești necazul, suferința, ca să iei în mână pricina lor, înădejdea ta se lasă cel norocit, tu vin în ajutorul orfanului. Poate aveți cauze care le purtați de mai multă vreme. Și am întâlnit frați care spune, frate, am obosit, nu știu cum să mai mă rog. Eu le spun la oameni care nu mai știu ce să zică, să citească psalme. Și unii se repetă cuvintele din psalm. Dar în final, se va aduna un număr de rugăciuni, când va fi un timp stabilit de Dumnezeu. Dumnezeu va răspunde, binecuvântat să-i fie numele. Și că un aspect doar vă mai spun din viața lui David. Deși s-a rugat mult pentru cauza sa personală, vă rog să rețineți, cauza n-a fost strict a lui. El a avut probleme pentru că s-a implicat în poporul lui Dumnezeu. El a strigat și s-a luptat pentru țara întreagă. Nu degeaba Dumnezeu l-a ales să-l pună conducătorul țării. El ținea mult la popor, dacă la oile lui ținea mult. Scrie în Psalmul 122 cât de mult își dorea el prezența frățietății. Mă bucur când zice, haidem la casa Domnului. Dar de ce? Și îndeamnă și pe alții să se roage. De ce? Din pricina fraților și a prietenilor doresc și făcea aceste urări binecuvântate. Psalmul 33, iată ce plăcut și dulce este să locuiască frați împreună. Vă amintiți de cazul Anei? Am putea spune că s-a rugat pentru ea să nu mai aibă penina motive să o înțepe, dar n-a putut să spună numai atât. A zis, Doamne,
Dar cauza ta e la fel de prioritară ca a mea. Tu n-ai aici un om la biserică. Dacă mi-l dai, eu ți-l dau ție. Cine vrea să-L asculte Dumnezeu, să se roage pentru cauza lui Dumnezeu, să nu fim egoiști. I-a învățat Domnul pe ucenici Tatăl nostru și Tatăl nostru totul e la plural. Nu o să te asculte Dumnezeu să zici Tatăl meu când tu trebuie să zici Tatăl nostru. Doamne, dă-mi pâinea mea. Și ceilalți? Doamne, pe mine izbăvește-mă. Nu, Doamne, izbăvește-ne pe noi. Iar se leagă acestea două într-un mod interesant. Dacă ar fi să te rogi numai pentru tine, trebuie să stăruiești uneori. Dar când trebuie să-i vezi pe toți, spune-mi când se termină stăruința. Să vă citesc ce zice Pavel, Efeseni 6 cu 18, ce faceți în toată vremea. Dacă ar fi numai pentru tine, termin. Prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri, vecheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Dumnezeu să vă dea har să vi se lungească lista de rugăciune și vi se vor lungi și rugăciunile stăruitoare pentru o cauză și pentru alta, că-s multe. Doamne, ajută, Doamne, dă izbândă. Am spus că Dumnezeu l-a ascultat pe David pentru că s-a încrezut în el, așa, să fac o scurtă recapitulare. Dar David s-a încrezut în Domnul pentru că el slujea Domnului și avea o relație bună cu Domnul, nu se simțea vinovat și când s-a simțit vinovat, a fost doborât. David a avut o viață de stăruință rugăciune pentru că a avut în vedere cauza poporului Dumnezeu și închei. Spunându-vă că o astfel de viață de rugăciune se va transforma nu doar într-o viață de trăire cu Dumnezeu, de părtășie cu Dumnezeu, într-o viață de laudă și de slavă pentru Dumnezeu. Și asta miroase a cer, pentru că așa este acolo. Sfințile din cer sunt totdeauna în prezența lui Dumnezeu și îl slăvesc. Legea a fost dată prin Moise, dar cultul laudelor, cântările, leviții, instrumente au fost așezați, spune 2 Cronici 29 cu 25, prin proroci, prin ceea ce s-a descoperit Dumnezeu lui David, lui Gad și lui Nathan. Și spunea David, scrie în Psalmul 27 cu 4, eu numai un lucru cer, să stau în permanență în prezența lui Dumnezeu. Psalmul 16, de asemenea, Doamne, Tu ești singura mea fericire, nu o să Te laud. Așa mi se duce gândul. O să-L admirăm pe David, cum își laudă Dumnezeul în Sfânta Împărăție pe vecii vecilor. Să vă dea bunul Dumnezeu har să vi se transforme viața de rugăciune într-o viață de proslăvire a lui Dumnezeu. Și să ne contopim cu cei din cer, cu care împreună îl vom slăvi pentru vecii vecilor. Și nu uitați, spune în Apocalipsa 5 cu 8 și 8 cu 3, că rugăciunile sfinților ajung înaintea tronului Dumnezeu. Dar înainte de a ajunge noi acolo să-L slăvim, zicem așa, la fața locului, rugăciunile noastre fie și din această seară să ajungă înaintea Domnului. Amin.